poate. Trebuie să sun și pe alții să avertizez că nu se poate așa ceva. Alo, iubita? Alo, da? Ai fost la magazin azi? Nu, n-am fost. Să nu mergi că e periculos. Păi de ce? S-a întâmplat ceva? Da, nu știi că ți-am povestit eu, că am citit eu pe un site că după ce te scanează, ți-au temperatura și te controlează? Da. E, să știi că e mult mai complicat de atât. Aparatul ăla cu care îți scanează temperatura e făcut în așa fel încât să-ți aranjeze sinapsele din creier ca să te controlezi total, ca să uiți total de tine. Și atunci când intri în supermarket, te comporți total din necunoscut. E rău. Serios? Ai pățit tu? Da, păi nu știi că m-ai trimis să cumpăr leu ăștia și pătrunjel pentru ciorbă? Da. E, după ce m-am scanat, am uitat total de mine și când am ieșit din supermarket, ghici ce? Am ieșit cu 3 boxuri de timișorean, o sticlă de whisky și 2 tăvi de mici. Ce ai făcut, mă? Deci eu te-am trimis după mărar și tu ai cumpărat băutură? Iubirii, trebuie să mă crezi că n-am avut absolut niciun control, nu a fost vina mea. Păi, când vine vorba de băutură, tu oricum n-ai control. Tu unde ești acum? Acasă, am ajuns cu băutura. Și ce ți-am zis eu, ai cumpărat? Păi nu, că m-a termoscanat. Aoleu, cred că termoscanat am fost eu când m-am combinat cu tine. Tu nu înțelegi că efectiv nu am avut încotro. Deci am auzit sinapsele cum mi-au părit, așa de tare m-a termoscanat. Deci am intrat ca Serghei în supermarket și am ieșit ca Băsescu un Golden Blitz. Aha, Băsescu, da? Presim că și ochii o să-l ai ca lui după ce o să dau de tine. Deci eu te trimit după mărar și tu vii cu toți banii cheltuiți pe băutură și fără verdețuri? Nu e așa că sună conspirații? Doar știi că eu sunt om serios. Aha, da. Ca atunci când ai zis că ai dat vina pe ploaie, că e acid și ți-au topit toți banii, nu? Sau atunci când te-ai dus cu Mihai la băut la, într-un bar și după aia ai dat vina pe un străin că ți-a pus piedic și de aia te-ai dus tu cu botul în sticlă, nu? Sau că atunci când ai fost răpit din niște oameni și dus 3 zile forțat să stai la pescuit 3 zile cu niște necunoscuți și de asta n-ai putut să răspunzi la telefon? Bă, tu mă crezi proastă, băi? Tu ai impresia că eu sunt profesoară și tu ești elevul și ți-o mâncat câinele tema? Iubit, trebuie să mă crezi că n-am avut intenții rele, pur și simplu mi-am pierdut controlul. Ți-ai pierdut controlul? Las că-mi pierd și eu controlul când o să vii acasă și o să pun mâna pe mătură și o să-ți aranjez sinapsele exact cum erau înainte, ai să vezi. Băi, fii atent, dacă eu acasă găsesc că tu nu ai adus verdețuri, dormi pe hol, băi. Fii atent ce zic. Iubi, eu nu mai intru o dată în supermarket că mi-e frică că acum dacă pierd mai tare controlul și cumpăr sticla aia de whisky scumpă pe care abia m-am obținut să nu o cumpăr. Ai fost canat, da? Asa că ți-arăt eu ții. Băi, iubi, băi, dar ai avut super dreptate. Și eu am fost în mall și m-o scanat de 7 ori în fiecare magazin unde intram. Cum îmi reveneam, cum mă scanau, cum îmi reveneau, cum mă scanau. Și îmi pierdeam mințile. Și uite așa, am luat o grămadă de cumpărături. Ai avut super dreptate cu scanarea asta. Al drept cu scanarea.